Salut! Într-un video anterior, din cauza faptului că nu mi-au plăcut rezultatele pe corectorul cu operațional și buclă Baxendell, dacă vă aduceți aminte, constatasem că pe bas amplificarea și atenuarea erau mult mai mari decât penalte. Am făcut la un moment dat simulare în LTSpice pe schema montajului și atunci am constatat că rezistența aceasta e prea mare în schema originală și am încercat-o și am ajuns la niște rezultate foarte bune. Hai să o ducem înapoi la 12K. Ideea este că zilele trecute un coleg pe care l-am observat jucându-se cu la serviciu cu la birou cu LTSpice, mi-a arătat niște ghidușii, să le zicem așa. În primul rând, mi-a arătat o chestie pe care eu probabil că aș fi putut să o văd foarte ușor. Eu am setat, dacă mă aduceți aminte în filmulețul anterior, am setat simularea pe o anumită durată de timp. Există posibilitatea, LTSpice are posibilitatea să facă simulare pe o anumită bandă de frecvență. Și chestia asta se setează din această fereastră de simulare. Se dă pe AC Analysis. Aici putem să selectăm 100 de puncte, 100 de puncte pe așa, o frecvență de pornire și chiar dacă banda audio este între 20 de Hz și 20 de kHz, eu voi merge de la un Hz. Stop frequency, hai să ne ducem până la 25 de kHz. Așa. Și aici vreau să setez putem să seta pe octavă de decad. Octavă înseamnă că se dublează frecvența. Pe decadă, liniar sau listă. Și eu voi merge pe octavă. Ok. Să mai facem un mic lucru aici, să punem ca tip de sursă NAN și să-i dăm o amplitudine aici de 1 volt. Ce vom observa? Hai să dăm drumul la simulare. Așa. Deja nu mai am jos, nu mai am domeniul de timp, ci am bandă de frecvență. Iar punând sonda pe ieșire aici. Hai să scăpăm de asta de fază, de fază. Observăm că pe bas avem 20 de decibeli și pe înalte avem undeva la chiar așa, hai să vedem. Deci la frecvența de 20 de kHz, avem undeva la 11 decibeli amplificat. Așa. Constatase în data trecută că această rezistență are valoare greșită. Hai să punem înapoi 1,2 kilo-ohm și să rulăm din nou simularea. Și aici se poate vedea că am avut dreptate și la 20 de kHz avem aproximativ, da, este mai mic într-adevăr decât amplificarea pe bas, dar consider că este mult mai bine decât 10 decibeli. Probabil că o să se simtă în momentul în care voi face modificările pe cablaj pe plăcuță și voi face din nou testele, probabil că o să se simtă diferența asta și pe sunet. Acum, hai să închid simularea.
Între timp, acel coleg, după ce mi-a arătat această posibilitate, acest feature al programului legat de simulare în bandă de frecvență, mi-a mai arătat o chestie pe care eu nu o știam și care mi s-a părut foarte interesant. Putem să facem valoarea celor două potențiometri. Eu le-am simulat ca două rezistențe legate în serie și între ele fiind cursor. Și le-am avut cu valoare fixă. Acum, am pus 0,1 ohm pentru că LTSpice nu se împacă el foarte bine cu valori de 0 ohmi și trebuie să ai o valoare mică. El mi-a arătat o altă idee. Aici avem așa numitele directive de schemă. În primul rând, trebuie să-i punem .op undeva ca să știe că există directive. Și aici voi pune o directivă care se numește .step. Și o voi pune undeva aici. Ce este cu acest step? Trebuie să-i dăm un nume și este practic o valoare, o variabilă pe care o avem în schemă. O să-i pun numele pot de la potențiometru. Așa. Și aici avem tipul de balaiere a valorilor acestei variabile. Putem să avem, ca și până acum, liniar, octavă, decadă sau listă. Eu voi alege aici listă și voi pune 0 și 100 de K. Cât avem noi valoarea la capete de cursă a cursorului. 100 de K. Și acum voi face așa. În loc de 0,1 ohm, voi alege așa. Aici pun acoladă, 1 mili, ca să nu am valoare 0, ci să fie ceva apropiat de 0, foarte mic, dar mai mare de 0, plus pot. Iar în partea cealaltă, ca să mă asigur că valoarea lor împreună nu depășește, o să depășească cu 1 miliohm, 100 de K, voi face așa. Voi pune încă o dată acoladă 1 mili plus 100 de K minus pot. Și cu chestia asta, practic, eu simulez mai bine potențiometrul. Voi face același lucru și în partea de jos. Așa. Nu. Aici, Ctrl-C, Ctrl-V și aici, Ctrl-C, Ctrl-V. Și hai să sărulăm din nou asta, cum îi spune, simulare. Eliminăm din nou asta. Și avem două grafice în același timp cu amplificare și atenuare pe ambele ambipotențiometri. Mi se pare foarte mișto ideea asta și chiar o voi aplica și pe alte montaje. Cu ocazia asta voi reface simularea pe egalizator, ăsta, corectorul cu 3 benzi. Ca ulterior, pentru că încă nu am o provocare în a găsi o modalitate de a testa acest egalizator, în afară de testul la ureche pe muzică. Vreau să-l testez tot așa pe bază de grafice. Și probabil că voi încerca să desenez și schema lui ca să-l văd cum funcționează pe
în simulare. Ce aș mai putea să mai fac aici, pentru că sunt doi potențiometri, să fac pentru fiecare câte o variabilă, să nu fie aceeași, să fie mai multe. Diferența este că s-ar putea să avem mai multe grafice. Și hai să vedem cum facem chestia asta. Hai de fapt, nu. Cancel. Hai să-l duplicăm pe ăsta. Să-l duplicăm. Închidem simularea ca să se vadă mai bine. Să-l mut pe ăsta aici și pe ăsta aici. Așa. Și. Așa. Și aici punem pot 1. Ce punem pot 1? Ce punem pot 2? Pot 2. Așa. Și aici punem pot 1. Pot 1. Și aici punem pot 2. Și hai să rulăm din nou simularea. Aici eliminăm iarăși asta și vedem că avem practic mai multe grafice. Este o idee mai dificil de văzut, de urmărit graficele, dar tot se poate vedea în continuare că avem același rezultat și la capete avem aici aproape la fel ca în cealaltă parte. Deci e clar că și dacă le fac așa și cum le-am făcut înainte, tot același rezultat obțin. Deci clar, trebuie să fac modificări pe cablaj și voi reveni cu teste, completarea testelor pe acest montaj. Ne vedem la următoarele teste Keep in Touch.